ce date are șufa despre mine? Ce știe șufa? La întrebarea asta vă răspund imediat. Bună, dragi prieteni! Sunt Eri Mocanu de la organizația EBS și astăzi, de 8 martie, cu un filmuleț de informare, ce știe șufa despre mine, ce date are șufa și cum pot să ajung la această informație, bineînțeles pe gratis, pentru ca să nu mă coste nimic. În primul rând, trebuie să vă trag atenția că în internet sunt sute de pagini de internet, de platforme. Chiar am văzut și pe Facebook apar tot felul de reclame, șufa auskunft sau controlează-ți șufa pe gratis. Atenție, vreau ca să vă spun atenție cu A mare, pentru că aceste platforme sunt toate platforme care doar vor să ajungă la datele voastre personale și, bineînțeles, și la banii voștri. Pentru că există totuși o posibilitate să ajungeți la acest extras al contului dumneavoastră de la șufa și pe gratis. Acest lucru este menționat clar în articolul 15 din Legea Protecției Datelor, ce a intrat în vigoare pe data de 25 mai 2018. Deci, atenție mare, pe ce platforme intrați, pentru că, în final, singura platformă legală este șufa.de, este pagina direct a instituției șufa care deține aceste date despre dumneavoastră. Și cu toate că, vreau să menționez, cu toate că eu personal sunt total contra acestor instituții, cum este șufa, cum este Credit Reform, cum este Bürgel, nu știu cum, aceste instituții sunt, părerea mea, instituții ilegale, instituții care sunt contra cetățenilor, instituții care înșeală, pentru că dețin datele noastre personale fără ca noi să ne exprimăm special în acest sens. De ce? Toate firmele astea de telecomunicație, bănci, peste tot, ni se dă când completăm și când facem un contract cu ei, indiferent ce este, telefonie mobilă, un cont, egal ce, în zecile de pagini care noi le primim să semnăm, undeva pe la mijloc sau sfârșit, este mic scris, atenție că noi dăm datele astea la șufa. Știu, mulți spun că vorbesc prostii pentru că noi am semnat, noi am dat acordul. Corect, știu și eu asta. Dar de ce nu se face un acord extra? Contractul care îl avem cu instituția este un contract. Ce este contractul pentru a da datele noastre mai departe altor firme, trebuie să fie un contract extra. Iar, de multe ori, de exemplu, se întâmplă când te muți la o adresă și sunt, de exemplu, la o firmă de telecomunicație și spui, oameni buni, îmi trebuie o linie de telefonie cu internet. În momentul ăla ți se ia datele, ți se oferă contractul ăsta telefonic, verbal, dar tot telefonic, nu te înștiințează că, atenție, băi băule, vezi că noi datele tale le luăm și le trimitem la șufa sau la celelalte instituții care strâng datele personale. Nu ni se spune niciunde. Și șufa, cât și celelalte firme, ele strâng aceste date fără să se asigure că noi explicit, printr-o semnătură extra, am dat acordul ca datele noastre să se deie mai departe. De aceea eu consider că aceste instituții sunt instituții penale, instituții de excroci și mai rău, vreau să vă dovedesc și acum pe pagina asta de internet, unde o să vă arăt cum ajungeți la extrasul pe gratis, vă arăt că tot această instituție șufa încearcă prima oară să vă fure banii. Încearcă să vă fure banii. Pentru că o să vedeți imediat și vă dau explicația. Haideți să intrăm pe pagina de internet șufa.de, așa cum am spus. Șufa.de. Așa, aceasta este pagina șufa.de. S-a încărcat și aici o vedem. Scrie mare șufa, este pagina originală a instituției șufa. Acum vrem, cum am spus, atenție, vrem un extras
despre ce știe șufa despre mine personal. Și acest lucru să fie pay gratis. Pay gratis, fără bani. So, și acum ne punem și căutăm aici și vedem aici la început informațion für privat personen. Interesantă chestie. Informații pentru persoanele private. Bun. Schufa bonități Auskunft zu Weitergabe an den Vermieter. Zum Beispiel. Eu nu vreau asta. Schufa compact. Meine Schufa compact. În final, nu-mi doresc nici asta. Eu nu-mi trebuie un Schufa compact. Mie-mi trebuie un extras al Schufa. De pe contul meu, despre datele care Schufa le deține. Nu vreau nici asta. Meine Schufa plus. Nu vreau nici Meine Schufa plus. Eu nu vreau nici un Meine. Eu vreau extrasul meu ce știe șufa. Pum. Nu găsesc nici unde aici. Internetschutz und Betrugsprävention. Aburială. Gemeinschaft, nu-mi trebuie Schutz von Opfer, für Opfer, Schufa Wegbegleiter, Bereiter. Iară nu mă interesează. Bun, nu-mi rămâne altceva de făcut decât, nu găsesc nici unde, Gemeinsam gegen Betrug, decât să mă duc aici la Zum privaten Kundenbereich. Hai să vedem ce ne dă Zum privaten Kundenbereich. Mergem înăuntru. Și iacă-te unde ajungem iară, reclamă barosană, după cum o vedeți, este o reclamă barosană, în care, iară, finden Sie Ihr Meine Schufa Paket. Bă, oameni buni, eu nu vreau Meine Schufa Paket, nu vreau niciun pachet. Eu vreau extrasul meu de cont. Punct. Altceva nu-mi trebuie. Nu găsesc nici unde. Aici nu găsesc nici unde. Numai reclame barosane, dar nu găsesc nici unde. Unde îmi găsesc eu ăla pe gratis? Hai să vedem. Meine Schufa pachete. Să zicem, să lăm asta. Da, e exact la ce am spus și la ce vreau să vă arăt. Această firmă de șufa sunt excroci. Vor să ajungă la banii noștri. Pe lângă că ajung la datele noastre personale, mai ajung și la banii noștri. Și aici spune Meine Schufa compact 4 euro 3,95. Meine Schufa plus 4,95 euro. Meine Schufa premium 6,95 euro. Și atenție, asta nu este un cost pe an sau pe 100 de ani. Este lunar. Lunar trebuie plătit acest lucru. Deci atenție mare, dragi prieteni. Și exact lucrul ăsta eu nu vreau, pentru că consider că aici este o înșelăciune. Mie, articolul 15 din Legea Protecției Datelor, legea europeană, care a intrat în vigoare în toată comunitatea europeană, această instituție este obligată să mă ofere mie, măcar o dată pe an, un extras de la datele ce le dețin ei în sistemul lor. Deci, eu nu vreau niciun pachet. Eu vreau un extras care îmi acordă mie o informație despre mine. Despre mine. Și atunci am zis, hai să căutăm mai departe. Iară, producten. Meine Schufa bonități Auskunft. Iară, aici mă fură 25 de euro, 29,95 €. Schufa compact. Iară, am arată aia cu 35, cu 3,95. Plusul, premium. Și atenție, dragi prieteni, acum ajungem aici la ultima. Asta ultima este dat în copii exact la ce am spus eu. Exact la ce am spus eu, am ajuns în final la articolul 15 din protecția datelor. Și și aici, încă o dată, încearcă această instituție să ajungă și să ne înșele. Încă o dată, și această instituție vrea să ne înșele. Și din ce cauză? Pentru că, pe primul rând, din tabelul ăsta, dacă cum vedeți, cu două rânduri, în primul rând vă arată totul cu verde, frumos, excelent. Vă arată totul cu verde. Dar mai jos, iară, scrie 9,95 activarea contului dumneavoastră și 3,95 costuri lunare. Și de-abia în al doilea tabel, unde este plin cu roșu, de-abia acolo spune că este pe gratis. De-abia aici spune că este pe gratis. Sus scrie, dat în copii nach articol 15. Deci, atenție! Clar, bineînțeles, dacă facem această cerere, ce e aici plin cu roșu și numai aici sus e cu verde, într-adevăr, primiți o scrisoare
care vine cu poșta. Vă vine acasă la adresa pe care o anunțați dumneavoastră că o aveți. În rest, nu primiți alte informații, de exemplu, de actualizare, când se întâmplă o nouă schimbare pe cont, pe contul la Șufa. Bineînțeles, ăla nu-l primiți. Nu aveți acces online, pe telefon, de exemplu, la contul dumneavoastră. Sunt multe teme care nu le aveți, dar pe mine mă interesează ce știe actual Șufa despre mine și ce date sunt acolo înregistrate. Și aceste lucruri le primesc prin scrisoare apăsând în rândul 2, deci aici la copin, în rândul 2, jos la Jetzt bestellen. Hai să apăsăm aici. Și acum am ajuns la formularul, atenție dragi prieteni, am ajuns la formularul original al instituției Șufa. Aduceți-vă aminte ce am spus la începutul filmului când vorbeam despre paginile alea fake-uri de înșelăciune cu formularele lor. Aici este, după cum vedeți, formularul direct al lor, al instituției Șufa. Și atunci, aici sus la Anrede alegeți Frau, Herr, sunteți femeie sau bărbat. Aici, de exemplu, puteți trece numele sau trebuie, pentru că este cu steluță, după cum se vede, toate care sunt cu steluță sunt obligatorii de completat. De aceea, aici la forname, treceți numele exact cum este în buletinul dumneavoastră sau în pașaport. Dacă, de exemplu, cum pe mine mă cheamă Erich Eduard, este cu minus. Atunci trebuie trecut cu minus. Este exact cum este trecut în actul de identitate. Aici, Nachname este numele de familie. Cum vă cheamă pe dumneavoastră numele de familie? Iar la fel cum este în documentul dumneavoastră de identitate. Următorul lucru este Geburtsdatum. Aici treceți data de naștere a dumneavoastră. Adresa de e-mail nu trebuie să dați. Geburtsort, orașul unde v-ați născut, nu trebuie să dați. Geburtsname, așa, Geburtsortul e aici, Geburtsnamele este numele de naștere, dacă de la naștere dumneavoastră v-ați recăsătorit și ați primit alt nume, ar trebui dat acolo, numele la naștere, nu trebuie să-l dați, și numele care le-ați avut anterioare, ați avut divorțuri sau ce mai ui, dacă ați avut și alt nume, puteți să le treceți acolo. Aici, la punctele astea, e-mail, Geburtsname, Geburtsort și Frühname, nu le-aș completa, pentru că nu aveți de ce să dați informații la Șufa pe care nu interesează pe ei. Nu le dați informații pe care nu interesează, doar așa ca să vă aflați dumneavoastră în treabă. După aia treceți aici mai jos la Strasse Hausnummer. Hai să trec eu aici să facem un fake. La forname să trecem Marius. Marius. La nachname hai să trecem Johannes. Data de naștere dăm 01-01-1970. Așa, am zis, e-mailul lăsăm, totul gol, trecem o stradă. Stradă ce trecem? Hai să spunem aici Hauptstraße, la numărul de casă, lângă trecem 1, dăm un cod poștal 94474, trecem orașul Pfilzhofen, că acolo este codul poștal. Opa, am trecut Pfilzhofen. Suntem în Germania, bineînțeles, suntem în Germania. Și acum, aici, următoarele lucruri. Frühere Adressen. Aici, la Frühere Adressen, vă întreabă adresele anterioare. Dacă în ultimile 3-4 luni v-ați mutat de la o adresă la alta, atunci ar fi bine să treceți aici adresele, pentru că altfel poate să nu vă găsească în sistemul lor. Dacă aveți de mai demult anunțul făcut la primărie de noua adresă, atunci n-are rost, lăsați gol. Zweite Wohnsitz, iar este absurd, nu aș trece, aș lăsa gol, pentru că nu interesează pe ei. Document în upload. Aici este necesar neapărat, pentru că altfel nu primiți acest extras. Aici ar fi bine să atașați. Aici scrie personal Ausweis. Personal Ausweis se referă la buletin. Că e unul german, că e unul românesc, că e unul din altă țară, nu contează, personal Ausweis, buletinul este buletin. Aici atașați, faceți o poză de la buletinul dumneavoastră și atașați-l aici la acest punct. Așa. Acum, dacă nu aveți buletin și aveți pașaport ca act de identitate, atunci faceți poză și îl atașați aici la Reisepass.
Iar al doilea document important este să treceți aici copii der Meldebescheinigung. Ăsta este anmeldungul dumneavoastră de la adresa actuală unde locuiți. Acest document, anmeldungul, îl atașați aici la Meldebescheinigung. După ce ați făcut, ați adăugat cele două documente, din trei puncte sunt două, ori buletinul, ori pașaportul este unul, ori și adresa Meldebescheinigung, după ce le-ați atașat în acest formular, treceți mai jos și aici puteți să treceți codul acesta de securitate care este aici jos, din litere și numere. Eu, de exemplu, trec pe ăsta RE, ca să vedem ce se întâmplă mai departe, GT02. Și după ce am completat și asta, apăsăm pe Weiter, mai departe. Și acum îmi apare aici, încă o dată, datele care eu le-am completat în formular, numele domnul Marius Iohannis, locuiește în Hauptstraße numărul 1, în 94474 în Filzoven. Acum, dacă undeva e o greșeală făcută, pot aici să apăs Daten ändern. Dacă e corect, nu rămâne altceva de făcut decât să apăs pe Absenden și să trimit acest formular, așa cum este el completat, cu atașamentele care le-am adăugat, să le trimit către Șufa. Și, dragi prieteni, atunci trebuie să așteptați că în 2-3 săptămâni de zile primiți cu poșta, la adresa pe care ați trecut-o dumneavoastră aici, vine cu poșta scrisoarea de la Șufa, în care vă arată ce informații deține Șufa despre dumneavoastră. Este o variantă care este pe gratis, de aceea și acest filmuleț, pentru că mai există și variantele, cum am spus și înainte, care eu sunt contra, sunt acele trei pachete, care este pachetul compact, pachetul plus și pachetul premium. Acolo, bineînțeles, aveți mai multe beneficii. Nu știu ce fel de beneficii, deci eu unul personal nici eu nu le-am și nici nu mi-l comand, că n-am de ce. Dar că trebuie să plătiți între 3,95 € pe lună până la 6,95 € pe lună. Deci, între 4 și 7 euro lunar trebuie plătite pentru a avea niște beneficii care nu le trebuie nici lui dracu. Așa. Deci, după cum vedeți, am vrut să vă arăt cum ajungeți dumneavoastră la acest pachet și nu la acest pachet, la această informație pe gratis. Am vrut să vă înștiințez să nu ascultați de ce găsiți pe internet, pentru că sunt numai fake-uri și înșelătorii. Și am vrut să vă arăt că și această firmă, această companie, tot pe bază de ilegalități, funcționează, pentru că prin așa cum au ei făcută platforma de internet, în continuu vrea să ajungă la banii voștri și nu vor să vă ofere pe gratis, așa cum aveți și dreptul, informația de la contul dumneavoastră și de la informații ce dețin ei în numele dumneavoastră. Asta trebuie căutat, cum am spus, la producten și merge de tot la Datenkopien nach Artikel 15 DSGVO. Atunci de-abia ajungeți la informațiile pe gratis, dar și acolo, iar din nou, aveți grijă că primul tabel este cu bani, se vede, al doilea tabel este cu zero. Dacă a fost informativ acest filmuleț, dați un like și abonați canalul ca să fiți primii informați despre filmele noastre și informațiile care vi le oferim, cât și despre live-urile care noi le facem. Eu vă mulțumesc și vă doresc tuturor o duminică plăcută și tuturor femeilor la mulți ani toate cele bune și să ne vedem cu bine la următorul live. Ciao!